stimați reprezentanți mass media, stimați concetățeni, am avut ședința ordinară obișnuită deja cu conducerea diverse țări. Am discutat mai multe subiecte actuale, vreau să mă refer la câteva. Primul, situația cu COVID. Evident că noi suntem îngrijorați de creșterea numărului de cazuri care s-a înregistrat în săptămâna trecută. Vreau să vă informez că sistemul medical este pregătit, face față acestei situații. Chiar avem și datele, rata de ocupare a locurilor în spitale. Pentru copii acum este de 40%, pentru maturi de 75%. Adică capacitățile locuri în spitale sunt și situația este gestionată de către sistemul medical. Mai mult ca atât, tot ce este necesar, medicamente, teste, tot ce e consumabil pentru a face față acestei pandemii, în Republica Moldova este asigurat. Avem mai multe cazuri de COVID înregistrate și în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt mai mulți deputați care sunt testați pozitiv cu cazuri COVID și conducerea Parlamentului urmează să ia o decizie și în acest sens. Vreau să vă informez că noi nu examinăm posibilitatea de a stopa activitățile economice în Republica Moldova în legătură cu situația COVID. Noi trebuie să dăm posibilitatea agenților economici să activeze, să funcționeze și vom gestiona situația în continuare. Același lucru se referă și la sistemul educațional. Nu examinăm la etapa aceasta, țin cont de cifrele care le avem, posibilitatea desistare a sistemului educațional în Republica Moldova. Acele cazuri care sunt în diferite școli, grădinițe, se ia decizia pentru localitate concretă, pentru spital, pentru școală concretă, pentru grădiniță concretă. Evident că este foarte important să obținem mai repede vaccinul pentru Republica Moldova și, după cum cunoașteți, autoritățile de Republica Moldova s-au adresat oficial către Federația Rusă pentru a primi acest vaccin imediat ce va trece toate etapele necesare ca să fie avizat, acceptat la nivel internațional. Al doilea subiect, plățile sociale. La sfârșitul acestei săptămâni, joi, începând cu data din 1 octombrie, va fi achitat acel surplus, acel suport pentru pensionarii care au pensie mai mică de 3.000 de lei. Este vorba de achitarea a 900 de lei suplimentar pentru 660.000 de pensionari care primesc pensie mai puțin de 3.000 de lei. Prin urmare, începând cu ziua de joi, aceste plăți vor fi asigurate împreună cu pensia. Conform graficului, în primele zile al lunii octombrie, aceste plăți vor fi achitate. La fel, vă informăm că toate plățile, salariale, pensiile, toate cheltuielile necesare, statul își onorează în continuare toate angajamentele. 3. Situația la filarmonică. Câteva zile pe parcursul săptămânii curente va fi efectuată expertiza, cred că până la sfârșitul săptămânii, pentru a lua decizia finală. Ce facem cu această situație? Sunt două posibile soluții. Sau repararea edificiului care practic arsă totalmente, sau demolarea și construcția de la zero. Preventiv, informația care o dau experții, probabil vom merge pe soluția a doua, adică demolarea și construcția de la zero. Ministerul Culturii balansa consultanță cu mediul artistic despre conceptul noului edificiu. Proiectul tehnic, eu cred că va fi până la sfârșitul anului și în același loc, eu vreau să accentuez, în același loc unde s-a aflat până acum filarmonica, va fi construită o nouă clădire a filarmonicii. Colectivul filarmonicii își continuă activitatea, o parte la Palatul Național, o parte, dacă fi necesar, vor fi aici alături la Palatul Republicii. După cum cunoașteți, contul a fost deschis și vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova, partenerilor dezvoltare, care au început deja să vină cu suport pentru a construi o nouă filarmonică. Al patrulea subiect, agricultura. Vreau să vă informez că, practic, pentru prima grupă, acele 200.000 de hectare, agricultorii care și-au pierdut roada au primit 300 de milioane de lei și practic acum se fac ultimele achitări, dar banii au fost transferați. Sperăm foarte mult că odată cu ploile care au avut loc în ultimele zile și vor avea loc și parcurs săptămânii curente, vor începe pregătirea terenurilor pentru semănatul de toamnă. Vreau să vă informez că tot materialul semincer este asigurat, guvernul a verificat
la toate întreprinderile semințe în Republica Moldova pentru a asigura semănatul de toamnă. Suplimentar, vă informez că noi am deschis un cont special în Ministerul Finanțelor și ne-am adresat către partenerii de dezvoltare pentru a primi surse financiare, suport pentru ajutor agricultorilor. După cum cunoașteți, vineri am avut o discuție telefonică cu domnul Erdogan, cu președintele Republicii Turcie. M-am adresat să vină un suport și din partea lor. Sperăm că va fi o decizie pozitivă în următoarele zile. De asemenea, în curând, astăzi sau mâine, voi avea discuții și cu conducerea Federației Ruse la același subiect. Sper foarte mult că partenerii, prietenii noștri, vor veni cu suport pentru ca noi să ajutăm suplimentar agricultorii. Al cincilea subiect, reparația drumurilor. La moment sunt executate 45% și în lucru sunt 25%. Practic, pe 70% de proiecte sau s-a finalizat sau este în curs de finalizare. Zilnic, 2000 de angajați, muncitori, sunt în șantiere și asigură reparația drumurilor, mă refer la programul național Drumuri Bune pentru Toți. Până la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, o să reușim să finalizăm reparația pe toate localitățile, în toate localitățile, în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți. Și al șaselea subiect, cunoașteți că în câteva zile începe campania electorală, pe data de 2 octombrie, vineri, se dă startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Cel mai probabil ședință în formatul acesta, cum le facem noi luni, nu vor fi pe parcursul campaniei electorale, pentru că noi considerăm că să nu fie interpretări de utilizarea imaginilor sau resursul administrativ, de aceea pe parcursul următoarelor 4 săptămâni până la data de 1 noiembrie, evident, dialog între președinte, speaker și premier va fi, dar nu în format public. Vom face ședințe pe măsura necesităților. Am văzut diferite declarații de falsificări, de pretinse falsificări și fraudări ale alegerilor. Noi nu vedem care este logica acestor declarații. Ați văzut că pentru numărul de secții de votare peste hotare s-a votat practic unanim 8 din 9 membri a CEC-ului, adică a votat opoziția și reprezentanții care sunt din partea partidelor la guvernare. Am văzut că sunt doar 17 secții deschise în Federația Rusă, 30 în Italia, dar per total în Uniunea Europeană sunt peste 86 de secții de votare deschise. Ceea ce este evident că nu poate fi de crearea unor condiții mai avantajoase în funcție de amplasarea estică sau vestică. De ce aceste declarații sunt lipsite de sens? Noi înțelegem că cineva probabil înțelege sau se obișnuiește cu gândul că va pierde aceste alegeri și încearcă deja la această etapă să declare despre fraudare. În acest sens vreau să vin cu un apel către partenerii noștri externi, atât din Est cât și din Vest, și îi invităm să fie activi, să fie cât mai mulți observatori la secțiile de votare și peste hotare și în interiorul țării. Și pe final vreau să menționez că pe noi ne îngrijorează ceea ce se întâmplă. Situația care s-a creat în jurul Karabahului. Mă refer la evenimentele de ultimă oră între Azerbaijan și Armenia. Ambele state sunt state prietene Republicii Moldova. Noi la nivelul cel mai înalt, și la nivel de președinte, și la nivel de prim-ministru și de speaker, avem relații foarte bune cu conducerea și Azerbaijanului și Armeniei. De aceea venim cu un mesaj să fie stopat focul, pentru că acolo se trage din tunuri. Noi venim cu un mesaj la liniște, pace și un mesaj separat vreau să vin către cetățenii Republicii Moldova de etnie azeră și armeni care sunt în Republica Moldova. Eu am avut întrevederi cu conducerea și a unii diaspori și a alte diaspori. Vă rog foarte mult, noi suntem un stat în care conviețuiesc pașnic mai multe etnii, sute de etnii. Eu vă rog foarte mult să păstrăm calmul în Republica Moldova. Înțelegem că situația este foarte, foarte nu simplă, înțelegem că emoțiile sunt foarte mari, dar mesajul meu către dumneavoastră, stimați și dragi cetățenii Republicii Moldova de etnie armenă și azeră, nu aduceți aceste conflicte în interiorul Republicii Moldova. La noi trebuie să fie liniște, pace, fără proteste, fără destabilizări. Aceasta am vrut să vă spun. Vă urez tuturor o săptămână ușoară, o săptămână cât mai liniștită.
Vom mai veni cu unele detalii pe parcursul săptămânii. Mulțumesc!